Rudele studentului marocan ucis în vila din Moara de Vânt au făcut recent declarații cutremurătoare în fața anchetatorilor ieșeni. Acestea au susținut nu doar că Yosef Jniah ar fi avut măsura 43-44 la încălțăminte, dar și că din conturile acestuia ar fi dispărut aproximativ 100.000 de euro. Ieri, principalul suspect a fost audiat de o comisie de profil la Institutul de Psihiatrie, Socola, din Iași, pentru a se stabili dacă are sau nu discernământ. Ahmed Sami El Burkadi urmează a fi reaudiat în cursul săptămânii viitoare. Zilele trecute, rudele studentului marocan ucis în vila din Moara de Vânt au făcut declarații cutremurătoare în fața anchetatorilor ieșeni. Tatăl, mama și fratele studentului marocan ucis, Yosef Jniah, au venit la Iași în urmă cu aproximativ 10 zile și au dat declarații în fața procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Iași. Potrivit unor surse judiciare, fratele lui Yosef Jniah ar fi susținut că studentul ucis în Moara de Vânt ar fi avut măsura 43-44 la încălțăminte. Această afirmație ar trebui să explice prezența unor urme ale unor pantofi sport marca Armani, urme descoperite în vila din Moara de Vânt. Rudele studentului ucis în Moara de Vânt au dat declarații cutremurătoare. De cealaltă parte, avocata Raluca Andrei, care îl reprezintă pe principalul suspect, Ahmed Sami El Burkadi, susține că îi se pare ciudată această afirmație. Într-adevăr, am înțeles că fratele victimei a declarat acest lucru, însă mi se pare bizar să vii după 4 luni de la incidente și să spui așa ceva. De ce nu ai zis atunci, imediat, când s-a discutat inițial despre urmele de pantofi descoperite în vilă? Nimeni nu a măsurat cât purta Yosef Jniah la încălțăminte, iar acum, oricum nu se mai poate verifica, deoarece este înmormântat în Maroc. Cum demonstrezi o astfel de afirmație, a declarat ieri avocata Raluca Andrei. De altfel, potrivit unui raport de expertiză întocmit recent, în jurul victimelor au fost descoperite 2 tipuri de urme. Conform acelorași surse, ar fi fost vorba despre o pereche de pantofi sport marca Armani, măsura 44, dar și despre o pereche de șlapi care ar fi avut măsura 45. De asemenea, pe încălțăminte s-au descoperit urme de sânge, dar și urme de păr, semn că s-a circulat în jurul cadavrelor după comiterea crimelor. Prețul dublului asasinat, 100.000 de euro. Surse judiciare mai afirmă că tatăl lui Yosef Jniah ar fi declarat că fiul său ar fi avut un capital de aproximativ 100.000 de euro pentru firma lui, însă că, acum, nu mai există niciun ban în conturile studentului marocan. Acesta a susținut că fiul lui avea un capital de 100.000 de euro înainte de pandemia de COVID-19, adică în 2020. De asemenea, el a afirmat că, acum, cele 2 conturi ale lui Yosef sunt goale. Referitor la acest aspect, avocata Raluca Andrei susține că orice tranzacție financiară, orice eventuală retragere de numerar este înregistrată de bănci. Dacă cineva a retras acești bani din bănci, se poate vedea despre cine a fost vorba, a spus avocata lui Ahmed Sami El Burkadi. Principalul suspect, Ahmed Sami El Burkadi, audiat la Comisia Medico-Legală Psihiatrică. Pe de altă parte, principalul suspect al dublei crime din Moara de Vânt, Ahmed Sami El Burkadi, a fost adus ieri în fața membrilor Comisiei Medico-Legale Psihiatrice din cadrul Institutului de Medicină Legală din Iași pentru a se stabili dacă are sau nu discernământ. După audieri, el s-a întors în arest, dar specialiștii nu au luat încă o decizie în ceea ce îl privește. Astfel, acesta urmează a fi expertizat și în cursul săptămânii viitoare. Da, este adevărat și acest lucru. Clientul meu a fost audiat. Urmează a fi dus din nou la Institutul de Psihiatrie din Iași, probabil la începutul săptămânii viitoare și joia viitoare, a încheiat avocata Raluca Andrei. Multe semne de întrebare după dublul asasinat. La mijlocul lunii decembrie 2021, polițiștii ieșeni au fost anunțați de către rudele tânărului student marocan, Yosef Jniah, că acesta din urmă nu a revenit la Bruxelles. Oamenii legii au efectuat cercetări și au ajuns la vila închiriată de marocan pe strada Moara de Vânt. Acolo, anchetatorii au dat peste un tablou de groază. Yosef Jniah și iubita lui, Ioana Vanessa Burlacu, erau morți în același pat. Mai apoi, agenții au ajuns la Ahmed Sami El Burkadi, studentul bănuit de comiterea dublei crime. Acesta a fost prins în Roma și a fost readus în Iași. Acesta a fost arestat preventiv și, de atunci, se află după gratii.
Acum rămâne de văzut în ce fel va fi afectată ancheta de declarațiile cutremurătoare date de rudele studentului ucis în Moara de Vânt.